Bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, stăm aici împreună cu Max. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou episod super tare pentru voi, pentru că este ceva ce n-am mai făcut eu până acum pe canal, și anume... Da. Roblox România! Da, deci efectiv sunt o grămadă de oameni aici și o să încercăm să respectăm regulile, pentru că momentan suntem civili. Și e un fel de roleplay, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like. Hai să strângem 20.000 de like-uri pentru episodul ăsta, pentru că mi se pare prea tare, frate. Mergem în România, practic. Da, deci în România. Într-un oraș din România. Și hai să vedem dacă reușim să strângem 20.000 de like-uri cu toții, da? Da, mi-ar plăcea. Bună ziua, domnule. Aoleu, ne-a prins poliția. Bă, n-aveam mască. Pot să știu unde este masca? Eram acasă, domnul. Asta e casa mea. Banca. Capitanul se culcă în bancă. La mine la bancă e casa mea, adică... Ne-a luat poliția că n-avem mască, îți vine să crezi așa ceva. Domnul, haideți, nu mă luați cu de-astea. Aici este banca. Da, domnul. Tata meu are această... deține... Da, deci tatăl meu deține această bancă și eu aici dorm noaptea. Bunine, de unde cumpăr mască? Uite-mă că s-a are mască! Da, eu nu am mască, trebuie să-mi iau din... Oh my god! Cred de că... unde-ți cumperi mască? Cred că trebuie să-ți iei din shop-ul ăla. Vă rog să vă puneți masca. Cum? Că nu știu. S-a vreo mască de pus aici? Bine, domnul. Dacă vă mai prind o dată, vă dau amendă. Ok. Am înțeles, domnule. De unde ne putem achiziționa o mască? Cred că din shop-ul de Roblox și ți-o pui pe caracter, cred. Băi, băiete, dar nu așteptam să mă ia poliția, adică... Vă duc eu? Vă duc eu? Da. Da, mulțumim. Ok. Așa ceva? Jos. Haideți. Mamă, mergem cu mașina de poliție. Oh my god! Am intrat în mașină, gata, pur și simplu. Hai. Am intrat. Ce tare e. Bă, chiar merge cu mașina de poliție. Da. Oh my god. Super tare. Deci l-am văzut pe ăsta, mergea pe stradă și avea sunetul ăla că purtați masca, intrați în casă, da. Chestii, trestii. A, uite-mă aici, mă, la spawn este. Okay. Mască gratis. A, ce tare. Stai, mai, ai dat click pe ea sau cum? Nu, doar am intrat în ea și mi-a dat-o automat. A, mi-a pus-o gata, pe față. Gata, ți-a dat-o și ție. Oh, gata. Suntem mulțumim, ok. Mulțumim, domnul polițist. Mulțumim. Așa. Hai că acum suntem bine, suntem în regulă. Gata, avem mască, tot ce trebuie, ce să mai. Păi da, ia să vedem. Normal. Ce are de gând să facă? Băi, bine măcar că nu ne-a dat amendă, că nu de data. Da, ne-a iertat de data, asta e prima dată când intrăm pe server, n-a știut că avem nevoie de mască. Nu cred că a pus botul la chestia aia cu tatăl meu deține banca și a mea. Normal că nu. Hai să mergem să explorăm și noi pe aici, că avem o grămadă de chestii de văzut. Deci suntem în România, ca idee aici. Da, suntem în România, exact. E o nebunie totală, ia să vedem. Ce avem aici? Loto. Aici suntem la loto, mă. Opa. Suntem la loto. Foarte tare. Please. Și trebuie să... A, poți să bagi dacă vrei, dacă dar nu... Dar eu am bănuți, am ceva bănuți de început. Bă, moment... Am 200, tu ai 300. Am 300, dar nu știu de unde am. Cred că mi-a dat automat. Probabil. Restaurant. Okay. Uite, mă, suntem aici la... Dacă nu ai o chiftea, o curtă... Te hrănește cel mai bine. Mamă. Păi da, mă, dar nu lucrează lumea astăzi. Yeah. Probabil e carantină ceva. Da. Mergem și la Mac. Ia uite, bă, am făcut destul de apropiat. Adică mi se pare destul de apropiat de Mac, cu adevărat, sincer să fiu. Foarte tare. Măcelărie, carne proaspătă. Oh, Doamne ferește, capitan. Da. Măcelărie, carne proaspătă. Carne proaspătă, asta este carnea de aici, să înțeleg. Oare e în lucru acest minigame pentru că... Da, este în lucru pentru că scrie că este alfa. Deci... ok, n-am văzut. Știu că poți avea... astea...
frigidere de alea de la măcelărie cu cărniță din market. Da, probabil, probabil. Bă, dar tu știi ce văd eu acolo? Văd un mol. Nu știu dacă l observi și tu. Bine, dar nu e bine cum trecem noi, să știi. Și vine domnul polițist și de data asta când ne ia... Nu cred, nu cred. Dar unde e, mă, trecere de pieton? Tu vezi tu vreo trecere că eu nu văd? Nu știu. Catena! Ia, ce se aude? Ia, dă mai tare sunetul la Roblox. Ia. Vă rugăm, rămâneți înăuntru. L-auzi? Ia, hai să mergem mai aproape de el să-l auzi. Ia. Ia. Rămâneți în casă. Băi, deci e prea genial, oameni. Bă, deci cine a făcut jocul ăsta? Bă, nota 10, nota frate. 10. Deci, da. Mi se pare prea caterincă, frate. Deci mi se pare... Parcă de mult aveam nevoie și noi de un joc de genul ăsta. Eu tot am văzut prin afară. N-am văzut seama că n-am prea cum să faci roleplay cu... Sunt astea cu roleplay din afară, dar gen la noi, gen să fie chiar România. Da. Mi se pare tare. Bună ziua, domnule. Bă, dar vreau și o mașină. N-are mască. Stai să-i zic. Ai grijă că nu ai mască și îți iei amendă. Și... Îți iei amendă? A, o să-i zic așa. A, blochează niște cuvinte, ia, nu știu de ce. Nu și azi de aici mască, uite, mască gratis. Uite aici, uite aici. Mască gratis, mască gratis, că vine nea polițistul și te amendează și nu prea e ok. Nu e bine, hai. Bă, ăsta are un, are o Dacia sau ce e asta aici? Nu știu ce e. Sandero, ce e asta? Oh, frumoasă mașină. Ia că m-am urcat în ea, eu fur. A, nu pot. Bă, da. Poți? Ia, urcă-te repede că i-am furat mașina. Gata, gata. Bă, ce aveți, jandarmeria? Nu! Fugi, 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 fugi. Oh my god, ești complice. Nu e adevărat, m-a forțat. Da, nu, asta e da, e Duster. Păi da, dar nu e mașina mea. Bă, nu știu cum să conduc mașina asta. Deci doar cu spatele, ce e asta? Bă, ne... Nu merge mașina. N-are combustibil sau ce? Nu știu, nu. Jandarmeria! Mamă! Este că ai un mall. Ai BMW. Unde-i BMW-ul? Unde-i BMW-ul? Ia să vedem, stai, ai BMW? Ia că are și BMW, mamă, mă! Băi, băiete! Ce frumos BMW! Hai! Îmi place, hai! Cine hai. Conduce? Conduce băiatul ăsta, da, hai! Da, da, da! Ha, mamă! Hai că mai intră și o fată! Ok! Ia că poate ne urmărește jandarmeria! Na, domnul, n-a făcut nimic, lasă-ne! Domnul, suntem cu minți! Păi da, ne primăm și noi cu mașina! Ok, îi dă cu blană, fii atentă că îi dă cu blană, ia! Bye, băiete! Ce tare e! Bye, îi dă cu blană! Probabil a vrut să scrie unde mergem. Noi puțin lag sau la mine? Are el lag, okay. Din cauza asta. Unde mergem? Unde vezi cu ochii? Hai la mall. Poți să-ți cumperi și casă? Cred că da, cred Kaufland! Mamă, hai la Kaufland Grill să mâncăm niște cărnăciori de-aia buni. Kaufland Grill! Uite Kaufland Grill, mamă! Nu cred așa ceva. Băi, prea tare, ia că mergem la grill. Hai, mă, să ne luăm o porție de... Nu știu, cabanos. Da, nu crea ceva jocul ăsta. Atât de ieftin. Lucrurile bune vin ușor. Kaufland Card, ok. Ia, stai hai că mă dau jos aici. Hai. Stai la coadă. Păi eu singurul care... Mamă, avem mici, cartofi și uite, și burger. Ok. Eu de obicei mi-au cârnăciori de aici. Deci, mamă, sunt foarte buni. Nu știam că au burger la Kaufland Grill. O băgat acum sau? Nu mai știu. Știu că parcă văzusem ceva gen... Ca un hot dog. Am mai fost de mult timp, da. Ca un hot dog, băga într-o chiflă de aia cărnăciorul ăla. Bă, vreau și eu să conduc. Hai, nu condu. Pot. Că te lasă băiatul, nu zice nimica. Hai. Trebuie să urce și fata aia, cred că e iubita lui. Da. Gata, ți-am făcut și iubita. Zim dacă mai e lag acum. Nu mai e, e bine acum. Avea lag băiatul ăla și când conduceam mașina... Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Cum se duce? Ia stai. Peste stradă văd că poți să mergi, băi. Ce mare rol. Ce avem acolo? Stai, ce... Cinema mergem... City! Ce e aia, mă? Altex? Da, așa am văzut eu. E Altex? Glumești cu mine? Așa am văzut eu. Altex și am văzut și în oraș Altex. Lul, dar nu poți să trec pe aici. Nu poți. Cred că trebuie să intru pe partea cealaltă. Da, uite și Mac. Băi, cred că ăla e mall-ul. Da, e mall. E mall ceva, că am văzut cu vă Cinema City. Vă mulțumesc, dragilor, pentru mesajele frumoase. V-am trimis un pic virtual. Apăsați butonașul de like dacă vreți să ne mai jucăm România Roleplay, pentru că mi se pare vrea caterincă.
Mamicule! Bine, suntem la Mall Carrefour, ia uite-l. Uite, Carrefour, bă! Dar ce mall e ăsta? Nu știu în ce oraș suntem. Nu știu unde suntem. Nu știu unde suntem, dar e foarte toate drăguț. Toate astea sunt prin mai toate orașele, da, în mare parte. Hai că vrem la bă, Carrefour. Bă, Mall! E Arena Mall, e din Bacău! Oh my god! Eu acum am realizat. Pe... what? Eu n-am văzut că scrie chestia aia acolo. Nici eu n-am văzut. Putem intra? Toate brandurile, dar n-am văzut că scrie Arena Mall, dar e Arena Mall. Nu putem intra, bă, nene. Bă, ce e din, da. Din Bacău, băiatul ăsta care a făcut. Poate. Nu știu, stai să văd dacă mai e Arena Mall. Poate mai e și în altă parte. A, nu știu. Este și în altă parte Arena Mall? Bă, dacă am fi putut intra, bine, poate o să fac. Că în București este un grand Arena Mall. N-ar trebui. Acum nu știu, stai, dar eu știu de Arena Mall. Dacă era scria grand Arena Mall. Asta mă gândesc și eu. Eu. Dar de ce poți să faci așa? Habar n-am, cum ai făcut așa? Pe Q și pe E. Dar nu înțeleg de ce. Poți să facem așa la domnul polițist? Uite, facem așa la domnul polițist. Zic că de ce poți să merg așa? Nu știu. Ok, haideți în mașină, haideți în mașină. Hai mașină, hai mașină. Băi, vine poliția. Capitane, vine poliția. Oh, nu, e jandarmeria. Nu. Nu, e de bine. Bă, nu ne facem... De ce și-a băgat sirenele? Nu știu, dar așa a avut tot timpul. Vrei să facem, vrei să intrăm în ei? Nu, capitane. Nu, vine după noi. Fugi! Fugi! Mamă, să vezi ce pățim! Ala, fii și jandarmeria! Ce te urmăriți? Nu, dai pice, dai pice, dai pice! Bă, nu cred! Ai văzut-o pe asta? N-ai văzut-o! Deci că întorc aici, la Kaufland! Ai întorc la Kaufland, să ai și niște mici! Băi! Fugi, mamă, să vezi ce-o pățim! Ce urmărire ca în filme, îți vine să crezi așa ceva! Mergem în centru! Era să fac accident! Hai pe aici, hai pe aici! O, bine! Fugiți! Bine, urmărește jandarmeria! Ia uite-l pe la ce face! E cu capul pe geam? A făcut accident! Aaaa, gata! Am fost prins! Nu mai... Lul! Cred că eu... Oh, nu! No! Nu! Atrage mine, nu! Bă, de ce prea genial, frate! Nu cred cât de bine e făcut! Super. Oh, dar de ce speri? Nu te lasă să treci pe oriunde. Deci dacă știi de cineva la video ăsta care a făcut aici cum îi zice, orașul ăsta, să le urmărească și pe noi de ce sunt pereți invizibili. N-ai voie să o iei pe acolo, capitan. De ce? De ce? Aoleu, ce poliție. Nu cred că... Bă, asta e mașină părăsită, ea. Mamă, noi facem o ilegalitate, capitan. Eu văd gri ca idee. Hai. Stai să văd dacă o pot împinge cu mașina aia. Ah, nu știu. Bă, ce ați făcut, m-ați blocat? Bă, vezi că vine jandarmeria după noi, repede, fugi. De la BMW. Care BMW? Unde e BMW? Nu vine după noi! Fugi. Am încurcat-o. Fugi, stai că nu știu pe ce am apăsat. M-am omorât. Capitane a murit. Mă, să-i fur mașina de... Capitane a murit. Cum revin? Nu știu. Sunt moartă? Sunt încinsă? Am murit și eu. Văd negru. Mă ridică și sau ce? Și la fel. Nu, gata, m-a răspunat la spawn pe mine. Pe mine nu. Încă. Dă-ți reset la caracter, cred că. Da. Ok. Dă-ți reset că ne așteaptă BMW-ul aici. Dar să-ți iei mască. Au. Stai că am dat reset. Gata. Ia-ți mască repede și uite, ne așteaptă băiatul cu BMW-ul. Și mă bucur că are băiatul ăsta BMW, că altfel... Da, altfel eram praf. Dar nu înțeleg, ne-a împușcat cineva, ne-a prins cineva? Ia mă, jandarmul! Păi și unde e jandarmul acum? A și plecat? Acolo! Nu, e acolo! Aha. Păi stai, nu trebuie să ne bagi la pușcărie? Păi da, dar ne-a omorât ce să ne mai bagi la pușcărie. Ah, practic, asta e poliție sau sal? Da. Oh my god! E Izabela! E polițistă Izabela? E polițistă Izabela. Bă, hai cu mașina de poliție. Hai, dacă tot a venit Izabela cu mașina de poliție. Uite, bă, avem relații. Cine bă, e jandarmul ăla. Fugi.
Și zic că încerc, trage spre noi. Ce tare, ia de sirenă, de sirenă. Stai că nu știu de pe care. Trage cineva! Trage cineva, după noi, ce fac? Nu știu de pe care îi dau sirenă, cred că... Cred că am diferite butoane pe aici. Nu știu, habar n-am. Bă, ia pe aici. Oh my god, apă. Deci chiar nu știu de pe care îi dau sirenă, apăs pe toate, da. Da, nu știu de pe care îi dau sirenă. Poate nu pot eu pentru că sunt, da, nu sunt polițist. Da, poate că nu, da, da, poate. A, da, probabil că n-ai funcțiile alea, știi? Păi asta mă gândesc, că gen, am văzut că polițiștii puteau să dea sirenă. Bă, da, jandarmul ăla nu se lasă, nu se lasă, bă, nene, își face datoria până la capăt. Bă, da, dacă noi nu vrem să oprim, care-i șmecheria? Nu vreau să opresc. Ce, sunt obligat să opresc? La jandarm? Nu. De benzinărie acolo, ia să vedem unde suntem. Bapteni? Bapteni? Ok. Am într-un sat aici, am ajuns într-un sat, să știi. Ok. Doar ne putem cumpăra casă? Că aș vrea să fac bănuți. Să... Nu știu, posibilitatea de a cumpăra Robux și ca să-mi iau și cred o căsuță, te poți, dacă se poate. Te poți angaja. Am văzut că erau chestii înainte să intri în joc de ele, puteai cumpăra. Da. Dar noi, mă așteptam să fie și în joc un shop ceva, dar nu văd. Văd acolo că poți să-ți alegi gen ce să fii. Noi acum suntem... Au, îți poți alege. Ați alegi, știi? Și probabil în funcție de meseria pe care o ai, îți primești un fel de salariu. Asta mă gândesc. Aha. Uite aici ăștia au recolte ceva. Suntem, da, la țară. Da. Asta e. Foarte tare. Ce avem acolo? Nu știu, pe asta vreau și eu să văd. Cafea. Spa center și centru logistic. Centru logistic. Ok. Hai că intrăm înapoi în oraș să vedem, dacă ne mai, cred că ne-a dat în urmărire, să știm. Probabil că da. Data, da. Bine, noi acum avem și mașină de poliție care n-ar trebui să fie în posesia noastră. Normal. Hai să vedem unde suntem. Văd un Altex mic aici. E depozit Altex ăsta, cred că. Probabil. Arată ca un depozit. Asta-s depozite, om. Uite, DHL, Ocean. Deci, uite, Lidl. Deci aici au depozitele, magazinele din oraș, gen. Da. Și probabil, nu știu dacă există, dar cred că va fi ca pe IVM unde trebuie să faci joburi, gen duci marfă, da, poate, da, sau... Da, foarte tare, foarte tare. De genul... Deci mie chiar îmi place asta. Ce avem aici? Covrigi? Covrigi! Arma, oprește! Duci. Oprește mașina! Unde vreau covrigi? Stai că dau în spate. Dă-i înapoi. Ai văzut covrigi? Unde? Covrigi calzi de Buzău. De Buzău? Bă, nu cred. Covrigi calzi de Buzău și este închis? E închis. Nu se poate așa ceva. Să deschideți covrigăria! Vreau covrigi! No. Uile sus! Aoleu! Isabela, lasă-ne! Hai să ne urcăm în mașină. Hai. Ce avem? Covrigi calzi de Buzău, șormerie, patiserie, farmacie... Trofii. Nu mai văd pe acolo, Armani, H&M, librărie... Da, da, aici... Bă, cred că o să le deschidem pe parcurs, da, știi? Da, probabil, da, pe ele. Ce este, mă, plajă? Avem plajă, suntem la Mamaia! Mamă, ce frumos! Suntem la Mamaia. Nu mă așteptam. Foarte tare, foarte, foarte tare. Ia. Mamă, ia uite-te, da, pisică la mine. Uite, dacă, mamă, ar, mai lucra, dacă ar mai lucra și la apă, la plajă, știi? Să nu fie așa. Ai grijă că te poți arunca în apă și nu știu dacă te mai poți întoarce. Bici de pe hartă, mă gândesc, știi? Dar mi se pare foarte, foarte tare acest minigame, foarte tare. E genial, dar urcă-te în mașină, fizică, să mergem. Vreau să-l găsesc orașul din nou. Ok. Vreau să văd dacă băieții ăia să mai au de noi, cu poliția lor. Că acum cumva avem niște relații la poliție, avem, știi ce zic? Avem, cum să nu? Adică, na. Uite, pe aici o să trebuiască să mergem. Oh, ce e aia? Avem un giratoriu aici, dar nu respect giratoriu. Am crezut că n-ai voie să iei pe aici. Așa, și văd acolo în oraș, uite unde se văd punctele. Asta înseamnă că acolo sunt player, vezi? Dacă te uiți atentă pe nu pe hartă, gen în zare, sunt niște puncte. Se văd foarte, foarte mici. Gata, am văzut. Ei, ăia sunt playerii de pe hartă, gen, ca să-ți dai seama. Mergi și tu pe drum, că nu e GTA aici. Știu, dar... Să uite omul de a făcut jocul și zic, uite mă că a luat-o prin iară. Da, mă, dar eu așa sunt obișnuit să trec așa prin... Lanul de porumb. Ne vezi că merg și pe contrasens, adică... Facem de rușine, capitan. Ne facem de rușine, psihica, ce să mai zic? Ce să mai zic? Hai să vedem. Ar fi mișto,
Ar fi mișto dacă era gen un fel de voice chat sau ceva. Da, 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 benzinărie. Bănuiesc că poți să pui... Uite mai, de ce eu vreau să trec pe aici și nu vrea să mă... Nu te lasă, pentru că... Da, deci trebuie să respecti, deci jocul ăsta trebuie să respecti șoseaua, gen, obligat forțat. Normal. Ia uite, cineva acolo, stai să vedem dacă e jandarmul ăla. Bă, bănuiesc că ar trebui să ne ia la pușcărie, dar gen... El ne omoară direct, nu știu dacă e... Nu știu cum se procedează, că habar n-am, poate n-am pușcărie, poate n-am... Să ne oprim. Ia că mai aici, mamă, ce mașină, wow. Ia. Opa. A, nu ne-a zis nimic. Ok, dar nu-i bine ce faci, capitanule. Stai că vreau să văd ce fac ăștia aici. Păi, cred ia, că... a dat sirena. Să vedem dacă se prinde, că noi suntem polițiști. De ce? O avea o funcție... Dar de ce are mașina aia mai mare decât a noastră? Cadet. Uite ce mic e a noastră. Da. Poate ți-o scos tu pe care o vrei, știi? Bă, dar nu știu cum dăm, mă, cu sirena. Vine nu pe știu. Noi? Nu, că ar trebui să fim colegi. Dar n-avem uniformă. Ar trebui, dar noi nu prea suntem polițiști. Noi n-avem uniformă. Bă, am să parchez aici, să vedem dacă ne zice ceva, bine? Hai să vedem. Ia. O să zic că am condus o mașină de poliție, cred că. Deci, a, uite, avem aici... E verișoara mea, Izabela. Domnul polițist, e verișoara mea și eram pe drum și... Dar ea de ce nu are mască? Păi, da, e polițistă. Uite ce haină frumoasă are. Păi, da, trebuie să poate mască, aoleu. Aoleu. Hai că iarăși... Aici zice la colega lui, ce nu are mască. Ia să-i spun ce zice. A? Păi cu ceartă acum. Zice, i-ai lăsat să conducă mașina. Așa da, ceva. Da, nu știu. Acum, nu știu dacă iau un chat separat sau ceva. Poate, nu știu ce să zic. Că văd că e aici, dar gen... Ce? L-am cătușat! Bun, și că am tucat acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episoade din Roblox, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa! Pa!